Filarmonica de Stat George Enescu a înțeles să preia inițiativa lui Mica, prezentându-ne în acest cadru măreț mănunchiul celor trei concerte pline de tâlc, de adânci înțelesuri și într-o formă inedită și revoluționară, ce sublinează faza actuală a culturii românești. 200 de ani de folclor muzical românesc, deoarece mărturia muzicală cea mai veche din acest concert a fost publicată exact acum 200 de ani, adică în anul 1781, de către Sulzer, în a lui Geschichte des Transalpinischen Daciens, istoria Daciei Transalpine, la care a adăugat aceste 10 melodii care i-au plăcut lui mai mult și pe care le-a cules în România. Ceea ce vom asculta astăzi ne va dovedi cu prisosință rolul însemnat al muzicii pentru acest înzestrat popor, adâncul tâlc al cântecului, cronică și călăuză al cântecului nedespărțit prieten la bine și la rău. Minunatul cântec ce reprezintă inima cântătoare a românului, cum frumos glăsuiește Ion Alexandru, poetul. Prin acest cântec, Alexandru Mica reînvie trecutul, șterge colbul timpului și dă viață nouă admirabilelor culegeri de cântece de odinioară, azi studiate cu lăudabilă râvnă și pricepere de către savanții muzicologi ai vremurilor noastre. Inițiator și interpret, Alexandru Mica va depăna o frescă a societății românești de la feudalismul întârziat până în contemporaneitate. Se vor perinda întreg șirul vremelnicilor mai mari de odinioară, care veniți pe străine meleaguri, căutau a împământeni aici gusturile și obiceiurile lor. Va defila amestecata societate a orășenilor, alături de mari luptători pentru dreptate. Dar veți auzi mai ales glasul puternicei, neclintitei, înzestratei mase a țărănimii cu ale ei tradiții, cu din moși strămoși moștenitele sale obiceiuri, cu neîntrecutui geniu creator, însuflețit de un veșnic dor de libertate și neatârnare. Fanarioții, în straile lor cu iz de Bosfor, în lungile lor caftane împodobite cu samur, în anterie și purtând giubele cu iminei, aduseseră cu ei pe lângă limba grecească și turcească și moda muzicii orientale. Însoțind al domnului Alai sau la orele chindiei, se făceau de departe auzite formații de lăutărești numite tabulhanele sau mehterhanele și de asemenea la petrecerile curții și al boierilor vremii, cântăreți și instrumentiști, hanende și halende, erau aduși să desfete urechile protipendadii tocmai din depărtatul Constantinopol. Țarigradul sau Țărigradul, cum și-a păstrat până astăzi numele în memoria poporului. Pentru a vă ajuta să pricepeți ce se va petrece când îi vom da lui Mica cuvântul, țin să precizez că în culegerile de cântece populare publicate de Anton Pan este cuprins și un repertoriu de muzică orășenească de origine sau înrudire orientală. Sperăm că interpretul nostru ne va da putința să pătrundem adânc în atmosfera specifică, în izul acelor vremi, așa cum el le intuiește.